Domnule Popescu, aș vrea să discutăm și despre chestiunile politice și discutăm pentru început despre moțiunea de cenzură pe care partidul din care faceți parte a anunțat-o. Ce ne puteți spune? S-a stabilit odată când aceasta va fi depusă? Nu e stabil. Ea s-a depus în aceste zile, cred că s-a depus chiar de astăzi. Și clar, săptămâna viitoare se va vota, pentru că se termină sesiunea parlamentară. Deci nu mai poate fi amânată. Am fost obișnuiți toți cu tergiversări, cu amânări. Dar deci acum, fiind final de sesiune, la final, probabil marți va fi votul final. Marți sau miercuri, 29 sau 30 iunie. Câți semnatari sunt pe această moțiune? Toți parlamentarii PSD și cred că și în plus. Cred cei de la AUR, mai suntem în discuții cu ei, mai aveau anumite modificări, propuneri. Sigur, e normal să, dacă vor fi consemnatari, să fie și punctul de vedere. Noi discutăm cu toate grupurile parlamentare, cu toți parlamentarii, pentru că moțiunea nu o depunem pentru PSD, o depunem pentru România. Vrem să punem capăt acțiunii acestui guvern și lucrurile să o ia într-o direcție bună. În acest moment, PSD are voturile necesare să treacă această moțiune? Nu, PSD nu are voturile necesare, are voturile necesare depunere și putem să depunem și singuri. De aceea discutăm cu toată lumea, și cu grupul minorităților, și cu parlamentari din PNL, din USR, cu toți cei interesați ca acest guvern să fie oprit. Vedem că cei din coaliția de guvernare au total alte preocupări, acum au războaiele interne în USR și în PNL, se luptă acolo pe funcții, la fel cum s-a luptat și atunci când au făcut guvernul. Toată discuția a fost doar despre pe cine punem unde. N-am văzut nicio discuție pe vreo idee, pe vreun plan, pe România, pe educație, pe să se certe, adică și vreau să se certe pe un program de educație X și unul Y. Nu. Să certau pe cine punem acolo. Să fie Voiculescu neapărat, că e cel mai bun din lume, să fie, și am văzut ce a făcut în 3 luni, că s-au luat o mâine de păr și ei, să fie tot felul de politruci ăștia de n-au făcut nimic în viața lor, să ajungă în funcții. Să-și aducă după aia câte 30 de consilieri, că politrucii au și ei în spatele lor alte armate de politruci, tot ăștia care nu fac nimic, și ajung să-și ia salarii mari de pe la stat. Asta este singura preocupare. Și acum la fel, sunt discuțiile pe funcții în cadrul partidelor. Se bat cu săbile pe masă. În contextul acestor discuții, este posibil să avem voturi de la PNL și USR Plus la moțiune de cenzură? Este posibil. Înțeleg că cei de la PNL au anunțat că nu vor fi în sală, probabil să prevină. Am înțeles că vor fi totuși în sală, dar asta e discuția de astăzi din Parlament. Acum, dar nu se vor ridica din bănci pentru noi a vota. Știm că le e foarte frică că anumiți parlamentari PNL vor vota moțiunea și că nu vor fi deloc în sală. Sau probabil va fi doar liderul de grup sau o prezență minimală. Așa am fost, nu e decizia noastră, deci probabil poate să dar schimbe. Dar deocamdată există voturi de la PNL USR Plus? Eu cred că dacă s-ar vota, dacă partidele respective ar fi democratice și ar lăsa parlamentarii să voteze cum consideră, ar trece moțiunea cu mult mai multe voturi decât e nevoie. Dar dacă se apelează la metode democratice între ghilimele, da afară din sală să nu cumva să scape vreun vot, vă dați seama că șansele se reduc de a lua voturi din partea PNL. Probabil că și la USR la fel, că acolo e... La acest moment, cum vedeți lucrurile? Ce șanse există să treacă această moțiune? Cred că este 50-50. 50-50. Asta, adică e greu. Pe semnatari nu trece. Dacă sunt doar semnatari, nu o să treacă. Sunt mai puțin de jumate. Dar PSD e pregătit să intre la guvernare? Bineînțeles. Adică dacă săptămâna viitoare pică guvernul, nu numai că este pregătit, este și o datorie guvernarea politică și morală față de alegătorii noștri. Am câștigat alegerile parlamentare, deci cum să spui după ce ai câștigat alegerile? Adică, oamenii ți-au dat cele mai multe voturi și să spui că nu ești pregătit. Suntem pregătiți și au fost schimbări foarte multe și în PSD, adică față de guvernările trecute. S-au văzut cu ochiul liber, au fost singurul partid care a propus candidați care nu au niciun fel de problemă penală. A fost singurul din partid din această țară. PNL și USR nu au avut această calitate, pe această ștampilă puse pe listă. Au avut oameni care au probleme penale. Deci PSD este pregătit pentru guvernare.